Enrico Papa continuă la Botoșani și este mulțumit de modul în care decurg lucrurile la gruparea din nordul Moldovei. Îi place la echipă și consideră că s-a creat un nucleu adevărat, o reală familie în vestiar, care se ajută și se sprijină în momentele dificile. Toți împreună sprijinim acum unul pe altul, ajutăm unul pe altul, am făcut o familie frumoasă și trebuie să continuăm așa. Enrico Papa a intrat în ultimele 6 luni de contract, dar nu este nicicum gândul la o eventuală plecare. Discuția are, dar eu nu vreau să intru la asta și vreau să văd treaba mea, să văd aici, să fac cât mai bine la Botoșan. Mai am contract până vară și după vedem, vorbim cu conducerea, cu Marius și vedem ce așa. A discutat cu finanțatorul Valeriu Iftime despre viitorul său. Mi-a zis și Mr. Valeriu, din vară m-a zis, dar eu știu... Ei știu ce om sunt eu dacă îi dau cuvântul, e gata pentru mine și până acum așteptăm. Deci am și eu familie și vedem cum facem și ce facem. Enrico Papa a plecat alături de echipă în cantonamentul din Antalya, de unde FC Botoșani se va întoarce pe data de 17 ianuarie.